noi am avut un lot de vaccin care și-a încheiat valabilitatea la 31 octombrie. Și noi știți care avem rebutul pe întreaga țară? 1000 de vaccinuri. Deci aceasta este minim, o pierdere minimă. Până la 15 noiembrie au fost trecute la pierderi în rezultatul expirării termenului peste 11.000 de doze de vaccinuri în valoare de 1,6 milioane lei. Raportăm această cantitate la numărul total de vaccinuri recepționate, care constituie peste 1.800.000, acest factor de pierdere la noi este sub 0,2%, 0,18%. Este o cifră foarte, o putem numi chiar infimă. În luna octombrie au fost administrate 121.000 doze, iar în noiembrie doar 98.000 doze de vaccin anticovid, ceea ce indică o scădere cu 31%. Nu scade vertiginos vaccinarea. Ea este constantă și așa cum lent se mișcă încet carul, este cam același număr constant de vaccinări în fiecare zi. Dacă ar scădea vertiginos, ar fi mult mai grav.